Ce este acest proiect? Este un proiect modern cu ordonare cadre didactice din facultatea noastră de geografie de la Universitatea din București. A fost creat de domnul profesor Cornelescu Dunse și Ionuțu Bejanu, având-o ca mentor pe domnul Constantin Mitu. Este un site web pe care noi, studenții de la geografie și mulți alții cu bunătatea, îl utilizăm frecvent. A apărut în anul 2009, inițial doar pentru discipline de mediu și CIS, ulterior s-a axat pe mult mai multe discipline din cadrul facultății și continuă să crească. Platforma OpenGIS a fost creată pe Joomla, Content Management System, cu ajutorul căreia se realizează website-uri și aplicații online. Este user-friendly, nu este foarte greu de utilizat și nu sunt necesari programatori specialiști. Moodle, sistem de management al cursurilor, creat în coordonarea activităților, prin care profesorii noștri ne pot coordona cursurile și activitățile. Bazele de date folosite pe acest site sunt MySQL și PostgreSQL. Pentru accesarea datelor online, a fost folosită OpenDS și OpenGO Suite. Cui se adresează proiectul educațional OpenGIS? Se adresează studenților, masteranților, doctoranților, tinerilor, cercetători, dar și cadrelor didactice. Bineînțeles, este o formă de login. La început trebuie să aveți cont pentru a intra pe acest site și a avea acces la date și informații. Paginile accesate peste 300.000. Userii sunt în numărul cresc pe lună ce trece, spre exemplu, la Timișoara am avut această prezentare și atunci aveam în jur de 500 de user, deja a crescut cu 100 în ceva luni. 462 de proiecte în care sunt tutoriale, articole, diverse informații puse de noi studenții sau de domnul profesor. 287 de aplicații, bibliografie online, link-uri și mesaje pe forum, vom discuta despre fiecare pe rând. În comunitatea noastră suntem 609 înscriși. Cât utilizăm în prezent OpenGIS, bineînțeles din București cei mai mulți, însă Cluj-Napoca se pare că este pe locul 2, iar Iașul pe locul 3, la 1925 de vizite din 59 de orașe. Ca și regiuni, bineînțeles, în funcție de orașele de mai devreme. Cât se utilizăm la nivel mondial, se pare că avem utilizatori și în afara granițelor și pe alte continente, în America, în Africa, în Asia. 10.708 vizite din 44 de țări, bineînțeles din România cele mai multe, din Moldova, Italia, Spania, Statele Unite. În prezent, v-am spus, 10.708 oameni, însă ca unici vizitatori, 6.337. Se pare, cum arată graficul din dreapta, că noi vizitatori și cei care revin pe site sunt aproximativ egale. Cel mai des, site-ul este găsit prin căutări pe Google, ca motor de căutare, după denumiri ca OpenGIS, Cornel Dunse, numele unuia din profesori, București, cartografie, sau diverse denumiri legate de cartografie și GIS. Structura OpenGIS, ce găsiți pe prima pagina site-ului, de acasă, avem pe banda de sus Home Imagini. În imagini sunt fotografii de la cercul de GIS și de la Mapping Party, despre care vă voi arăta niște imagini mai târziu. My Campus este sistemul nostru de gestionare al cursurilor. Evenimente, ce evenimente au loc și un forum unde discuțiile sunt intense. Se observă și de pe prima pagină câteva informații de pe forum. În partea de stânga, un meniu, de utilizare. Cursurile, așa arată toate cursurile care sunt înscrise pe site. Fiecare student, masterant sau cine utilizator
se poate scrie la cursurile care îl interesează. Spre exemplu, dacă noi suntem la masterul de gest și avem două cursuri, ne înscriem la cele două care ne interesează, deoarece acolo avem cursurile, acolo se pun și rezultatele la examene, vom vedea. Acesta e meniul de editare al cursurilor, care îl văd domnii profesori. Structura unui curs arată cam așa, cam partea din dreapta. Este vorba de cursul de bază de date geografice. Sunt seminariile pe care le-am făcut, toate în suportul PDF. Subiectele de examen și rezolvarea și rezultatele examenului. Deci totul este online pentru a vedea fiecare student participant la curs. Aici este o listă cu participanții la curs, pot fi se alege cursul din stânga sus și se observă fiecare student când a intrat. Galeria este un set de date, un total de cărți de 460, acestea sunt puse de utilizator. Sunt 8 mari categorii, generale, geomorfologice, hidrologice, pedologice, utilizarea terenului, organizarea teritoriului, scene 3D și imagini satelitare. Fiecare student care realizează o hartă, o urcă aici pe site este văzută și de ceilalți, astfel când fii un exemplu, când vrei să realizezi ceva, să vezi ce au făcut și alții, să poți să ai o idee. Proiectele, ca o modalitate de evaluare, sunt 5 categorii, GIS, OZM, anumit master stick și GRAS GIS. Spre exemplu, le-am ales pe cele din OSM, sunt 9 deocamdată pe site, unde studenții pe un anumit oraș, localitate, lucrează la baza de date pentru OpenStreetMap, spre exemplu, pentru Sinaia, cum era înainte și cum este. Pe site arată și echipa participantă, cât studenți au participat de la ce an, pentru a realiza această bază. În arhivă sunt toate articolele și tutorialele existente până în anul 2010. Cele pe care vi le-am arătat mai devreme sunt de la începutul anului universitar 2011 până în prezent. Datele, o secțiune foarte importantă a site-ului. Hărțile topografice, 1 la 25.000, 1 la 100.000, care aparțin direcției topografice militare, harta geologică, ce aparține Institutului Geologic al României. Avem aici și condiții și termeni de utilizare. Acestea pot fi utilizate de către noi, însă nu pot fi utilizate în scopul obținerii unui avantaj comercial sau economic. Dacă creăm hărți sau date din aceste date să le prelucrăm, nu avem voie să le permitem caracter economic al acestora. Mai există în planurile directoare de tragere hărțile austriece și sovietice care aparțin proiectului geospațial și ne-au fost oferite și nouă pentru ca studenții să le poată accesa și de aici. Toate aceste date, toate aceste cărți pot fi accesate cu ajutorul serviciului Web Map Service, cu ajutorul diferitelor programe de CIS, Quantum GIS, UDIC sau UDAL, însă pot fi downloadate, să spunem, pot fi copiate prin mai puține programe. Spre exemplu, DIGU are o funcție de a copia informații. Și georeferențiate, mă refer, că așa am putea să facem un print screen și solum, dar bineînțeles că trebuie tot să fie georeferențiat. Apropo, toate sunt georeferențiate în stereo 70, dar cu lipsuri de alupescului 1970. Așa arată fereastra în QGIS pentru accesarea datelor topografice și așa arată hărțile în QGIS. Aplicațiile, ca altă parte a meniului OpenGIS, pentru cele trei mari sisteme de operare, fiecare duce la anumite link-uri, spre exemplu, spre Air, spre QGIS, GRAS sau alte aplicații, există link-uri pentru fiecare, pentru a nu mai fi nevoie să căutăm informații pe site-ul direct, putem intra în aplicație open source și le găsim aici, majoritatea nu le găsim pe parte, deocamdată. Pentru Web, Studio Geo Network și suita OpenGeo, foarte importantă, unde este și baza de date.
fericiți de a transgres cu el și altele. La webinars sunt seminariile ținute de profesorii noștri în diverse situații. Spre exemplu, ultimul, după cum observați, prezentarea grafică este ținută la București, la seminarul geospațial. Unele din ele sunt ținute și la cercul de GIS despre care vă voi arăta Emilia. Partea de web links se referă la link-uri utile pe care orice utilizator le poate încărca pe site pentru a fi de ajutor pentru informare. Spre exemplu, există web links către imaginile satelitare, MODIS și GLCS, de unde pot fi un download date și imagini Aster, Landsat, SRTM, etc. Bibliografia online, fiecare titlu reprezintă un link către o informație online, o carte online, un articol, depinde. Așa ar arăta, spre exemplu, Geodemographics, GIS and Neighborhood Targeting. Forumul este format din 6 secții, cu 16 categorii, 153 de subiecte și 595 de mesaje deocamdată. Există... Fiecare persoană poate să scrie, fiecare utilizator poate să scrie în acest forum, poate deschide un subiect care îl interesează și poate fi dezbătut sau poate dezbate subiecte deja alese aici. Este foarte important pentru noi studenții, deoarece putem să punem întrebări și să ne răspundă atât alți utilizatori, cât și domnii profesori și putem dezbate diferite subiecte pe forum liber. Activitățile, vă spuneam și mai devreme de cercul de GIS, se ține la noi în facultate, de obicei seara după sfârșitul orelor, în fiecare marți, unde pot veni studenți, masteranți, doctoranzi, orice utilizator care este interesat de sistemele informaționale geografice, pot veni și se lucrează pe diferite tematici de fiecare dată. Spre exemplu, odată s-a prezentat gras, s-a lucrat în gras, se poate prezenta aer și se lucrează. Fiecare tematică este diferită la cercul de GIS. Activitatea a fost mapping party de la Pitești. S-a întâmplat, au fost studenți de la cartografie anul 3 în prezent. Au fost în Pitești și au văzut pe teren și au realizat un open street map, digitizarea elementelor. Astfel, harta arăta inițial așa, iar după toate clădirile au fost digitizate de aceștia, îmbunătățind baza de date open street map. Ca și concluzii, acest proiect educațional Open GIS pentru noi oferă accesibilitate, interacțiune student-profesor, comunicare liberă între noi, eficiență și rezultate. Există și o calitate bună de, din nou, interacțiunea dintre noi este dezvoltată în, pe baza web. Programele open source, bineînțeles, sunt de bază în OpenGIS. Prin resursele regăsite pe acest site, ne informăm cât mai bine, putem interacționa între noi și realiza mai multe legături și chiar să ne cunoaștem între noi, dacă nu ne cunoaștem la facultate, ne cunoaștem în mediul web și apoi și la facultate. Vă mulțumesc pentru atenție!